Ne aflăm pe podul de pe brațul Borcea, situat pe autostrada 2, la kilometru 145 plus 680, unde în momentul de față lucrăm la structura de rezistență a betonului. Am efectuat lucrări de frezare a betonului, de decapare a betonului de pantă, iar ulterior am constatat unele degradări datorită exploatării a betonului de rezistență, a plăcii de conlucrare dintre grinzi. În momentul ăsta avem în desfășurare activități de demolare și reface ale acestui beton din structura de rezistență, după care urmează betonul de pantă, hidroizolație, asfalt, refacere grinzi, parapet pietonal și sistemul electric. Am utilizat o pompă de hidrodemolare pentru a putea reface armătura în siguranță și fără a afecta restul de armătură din grinzi. Lucrarea de hidrodemolare presupune desprinderea betonului printr-o instalație specială ce folosește apa la o presiune de 30.000 de PSI. Asta înseamnă aproximativ 2.000 de bar. Armătura rămâne în siguranță, betonul este scos. Ulterior urmează să înlocuim armătura degradată, cea corodată. Hidrodemolarea este necesară și doar pe ea o folosim, pentru că altfel am introduce vibrații în restul de elemente de structură ale podului, cum ar fi grinzele de rezistență. E singurul mod în care putem păstra armătura fără să o deteriorăm și să scoatem doar betonul ce trebuie înlocuit. Având în vedere că avem 18 ochiuri de placă ce trebuie înlocuite și o expertiză care ne impune să lucrăm la câte două pe rând, timpii de așteptare sunt destul de mari. Avem la fiecare două ochiuri demolate, avem turnarea în două etape. Și la fiecare etapă avem un timp de așteptare de întărire a betonului. Am demarat în același timp și lucrările la partea de infrastructură. Am torcretat două pile, am făcut o cămășuire la a treia. După cum se poate vedea, suntem într-un stadiu destul de avansat. După ce vom termina lucrările de suprastructură, ne vom mobiliza foarte tare la partea de infrastructură. De asemenea, avem și consolidări la ochiurile de placă cu fibre de carbon. Ceea ce puteți vedea sunt tot lucrări în urma hidrodemolării, riglele pilelor cu armătura la vedere.